pentru fiecare n mic aparținând lui n mare, adică ce înseamnă n mai mare sau egal cu 0, da? Se consideră funcțiile fn definită pe r cu valori n. Asta înseamnă o familie de funcții, adică am funcția f0, am funcția f1, f2 până la infinit, da? Fn de x egală cu e la x supra e la n x plus 1. Nu disperați că e simplătare. A mic. Să se calculeze integrala din f0 de x de x. Adică integrala, ce înseamnă f0? Că în loc de n pun 0, da? Deci vine din e la x supra e la 0 care face 1 plus 1, 2 de x. Da? Pe 1 pe 2 e constantă. Cât e integral de la, din e la x? Adică cine deriva de e la x? E la x. Deci egal cu e la x pe 2 plus o constantă c de integrare. Da? Și cu asta basta. B. Să se determine area suprafeței plane cuprinse între graficul funcției f1, axa OX și dreptele de ecuații x0 și x egal cu 1. Pe ce înseamnă integral de la 0 la 1 din modul din f1 de x de x. Asta este definiția arei, da? Integral de la 0 la 1 din modul, din ce înseamnă f1? E la x supra e la x plus 1, nu că în loc de n am pus 1 de x. Atenție, exponențiala știți că e pozitivă, da? Ăsta e pozitiv plus 1 care e pozitiv, deci modulul îmi dă cantitatea din interior, din e la x supra e la x plus 1 de x. Și acum ce facem? Văd că peste tot am e la x. Bă, ia să vedem. Pot să fac substituția e la x egal cu y. Pe ia uitați, cine ar fi de y, adică noua variabilă? Este asta derivată, care e la x, ori diferențiala lui x. Opa, ia uitați. E la x de x ăsta este de y, iar jos ce înseamnă? E la x plus y plus 1. Deci integral, în integrala mea a scăpat de tot de x, da? Egal cu integrala de la. Păi să vedem noile limite în funcție de y, nu? Păi când x-ul era 0, cât este y-ul? E la 0 care face 1. Când x-ul era e, cât e y-ul? E la 1 este e. Din dy supra y plus 1 egal. Integrala e logarit din modul din y plus 1 luat între 1 și e. Adică este logarit din e plus 1, n-am mai pus modul că e plus 1 e pozitiv, minus logarit din 2, adică la 1, tot așa n-am mai pus modulul că e pozitiv. Deci vine logarit din e plus 1 plus 2 și am terminat aia. Ce o? Să se arate că integrala de la 0 la 1 din ce îmi zice fn plus 1 de x, fn plus 1 de x de x e mai mic sau egal decât integrala de la 0 la 1 din fn de x de x, da? Pentru orice n aparținând lui n, adică pentru orice n mai mare sau egal cu 0, da? Păi, haide să vedem puțin funcția asta a mea de aici, după n. Ia uitați ce se întâmplă. Fn plus 1, să fac puțin diferența, cred că aș putea să o fac și mai frumos, dar să o lăsăm, așa, hai să vedem. Ia să facem fn plus 1 de x minus fn de x. Fn plus 1 înseamnă e la x supra e la n plus 1 x, ce era plus 1, minus fn, care e la x supra e la nx plus 1, da? Hai să le aducem la același numitor, cu ăsta și cu ăsta, nu? Deci o să vină cine? E la x pe lângă e la nx adunat cu 1 minus e la x pe lângă e la n plus 1 x adunat cu 1 supra e la nx plus 1 ori e la n plus 1 x plus 1 egal. Dau un factor sus e la x pe lângă. Ia uitați ce rămâne. E la nx minus e la n plus 1 x, că 1 și cu 1 ăștia se reduc, supra e la nx adunat cu 1 pe lângă e la n plus 1 x adunat cu 1. Ia să vedem puțin semn. Ia uitați. E la x e pozitiv, că e exponențial. Pozitiv plus 1 e mai mare ca 0. Pozitiv plus 1 mai mare ca 0. Mă interesează semnul ăsta. Pe de altă parte acum. Atenție. Eu știu că funcția exponențială f de, f de x, o lăsăm așa, egal cu e la x, este strict crescătoare. E simplu de demonstrat. F derivat este cine? E la x care e pozitiv. Știți că dacă derivata e pozitiv, funcția este crescătoare. Prin urmare,
Dacă x e mai mare ca 0, că eu sunt în intervalul 0,1, ia uitați, nx-ul este mai mic decât n plus 1x, nu? Deci eu câte sunt în paranteză, ia uitați, nx cu nx se duc și îmi dă 0 mai mic ca x, care e adevărat, da? Prin urmare, cum funcția este crescătoare, știți că dacă ea se aplică unei inegalități, inegalitatea se păstrează. Deci e la nx e mai mic decât e la n plus 1x. Adică ce înseamnă asta? Că e la nx minus e la n plus 1x e mai mic ca 0. Prin urmare, asta este negativă. Pozitiv ori negativ supra pozitiv ori pozitiv dă mai mic ca 0. Deci ce rezultă de aici? Că fn plus 1 de x e mai mic strict decât fn de x, da? E chiar mai mic strict, e mai mic sau egal, dar exceptând punctul 0. Deci e chiar mai mic strict decât ăsta. Pentru orice x mai mare strict ca 0. Da? În 0 sunt chiar egal. Și atunci, noi știm de asemenea proprietatea de la integrale, că dacă o funcție f e mai mică sau mai mică sau egal decât o funcție g, atunci integrala de la a la b e mai mic decât integrala de la a la b din f, mai mică decât integrala de la a la b din g, evident, cu a mai mică b. Prin urmare, scoțând integrale din astea, iată ce avem, că integrala de la 0 la 1 din fn plus 1 de x e mai mic strict decât integrala de la 0 la 1 din fn de x de x. Da? Exact ceea ce ceream este. Mie mi-a cerut mai mic sau egal, eu am demonstrat chiar rezultat mai tare. Mai mic strict decât asta. Da? Și cu asta am încheiat problema. Bun.